Povestea ta este foarte mult pe drumuri. Iași, Târgoviște, Brăila, București. Și totuși, uite, ai o energie foarte bună și zâmbești. Ce te face să zâmbești dimineața când ieși din casă? Faptul că știu că fac ceea ce îmi place și că nu mă văd făcând altceva. Și dacă asta înseamnă și niște drumuri, e minunat. Sunt în comuniune cu natura, nu numai cu scena. Sunt ceea ce se cheamă un actor navetist. Sunt actor al teatrului de comedie, al teatrului Maria Filotti din Brăila, teatru Toni Bulandra din Târgoviște, un teatru din București. O mare parte de timp îmi petrec în mașină, acolo îmi învăț textele, acolo îmi repet între spectacole. Faptul că Festivalul Național adună atâtea spectacole din țară e minunat. E minunat pentru că oamenii pot să-și facă niște repere și cu ce se întâmplă în celelalte orașe, pentru că există multe, multe teatre în țara asta în care se întâmplă niște spectacole minunate pe care doar un festival îți poate da ocazia să le vezi. Și prin acele spectacole, da, într-adevăr, să vezi și actorii care există în țara asta și pe care nu ai altfel acces la ei. Teatrul schimbă lumea sau lumea schimbă teatrul? Cred cu tărie că teatrul trebuie să emoționeze. Da, teatrul schimbă ceva în mintea și în sufletul spectatorului. Schimbă ceva în noi, actorii, de la o reprezentație la alta. E o artă vie, e într-o continuă mișcare și îmbunătățire și căutare mai ales. Lucrăm cu sentimente, lucrăm cu mințile oamenilor, cu sufletele lor. E foarte adevărat că dacă se întâmplă o schimbare în tipul spectacolului, ea va dura și după terminarea lui. Dacă omul pleacă acasă gândindu-se la ce s-a întâmplat, punându-și niște întrebări, dacă pleacă răscolit în oareși ce măsură, da, atunci am schimbat ceva. Nu cred că mi-am propus niciodată să schimb lumea sau să schimb oamenii. Dar dacă lucrul ăsta se întâmplă prin ceea ce fac eu, e un câștig. De ce crezi că trebuie să vină oamenii să iasă din casă, să lase comoditatea? Uite, de data asta fac ceva care este împotriva misiunii mele. Să lase televizorul, să iasă din casă și să vină la un festival de teatru, să aibă contact direct cu spectacolele. Povestea asta cu festivalurile, cred că adună așa foarte multă energie de la spectatori, actori, teatre, direcțiuni, producții și toate astea. Un spectacol pe care îl joci de câteva luni, un an, nu știu, pe scena unui teatru, el se transformă în timpul unui festival. Și parcă e un pic altfel. Și cred că asta ar trebui să-i facă curioși pe oameni și să vină să vadă cum arată un spectacol pe care poate că l-au văzut deja, dar cum va arăta el în festival. Pornind de la faptul că un spectacol în care joci Vandalul, regizat de Andreea Vulpe, a avut de curând difuzări la televiziunea română, spune-mi, ce crezi sincer despre necesitatea programelor de teatru TV la o televiziune națională? L-am jucat în curte la TVR, în acea stagiune de teatru în curte. L-am jucat pe scena de la un teatru, apoi l-am văzut în varianta filmată de la televiziune și am avut chiar reacții de la spectatori care văzând spectacolul nostru, Vandalul, văzându-l la televiziune, au fost curioși să vină să-l vadă și în sala de spectacol, unde emoția este imediată. Ne-am atins scopul. Teatrul de televiziune poate să emoționeze. Teatrul e așa volatil și ce se întâmplă într-o seară a pierit pentru totdeauna, rămâne doar în memoria oamenilor, dar având digital pe suportul ăsta care va exista și peste sute de ani și vom putea să-l trimitem și în spațiu să vadă și ceilalți că am făcut și teatru de televiziune, e minunat că rămâne ceva după noi și că peste foarte multă vreme cineva va zice, uite, în 2017 se făcea teatru foarte bun. E atât de bine să le arătăm oamenilor ăstora că iubim și că le apreciem tot ce au făcut în viața asta, cât încă mai sunt printre noi, încât, nu știu, e o bucurie să particip în acest festival doar gândindu-mă că Victor Benciuc e acolo în centru a tot ce se întâmplă și că ne învârtim în jurul lui. Și e bine să ținem minte că toate aplauzele sunt valabile și sunt auzite atâta vreme cât avem omul lângă noi. Că după aceea nu mai folosește nimănui să scriem pe Facebook că avem păreri de rău. Exact. Dar el cred că știe că l-apreciem și simte. Mai mult decât știe. Cred că simte. Că îi suntem recunoscători pentru tot ce a făcut și face și va face și că
că e un exemplu pentru noi toți.